18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 2 și 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 347 din 29.11.2011 privind aprobarea achirierii prin licitație publică a spațiului situației pe elementul istoric Piața Unirii și grădina publică din Focșani. Inițiator primar inginer Decebal Baciński. Dacă în legătură cu acest proiect, poftiți domnul consilier. Deci, la discuțiile făcute în cadrul Comisiei de Buget, dar și de Urbanism, s-a conturat următoarea variantă. Articolul 1, punctul A. Punctul A se referă la corpul G, care se va transforma în centru de informare turistică, să îl păstrăm și să votăm această poziție. Pentru punctul B s-a considerat că este cazul să analizăm cu mai multă atenție, pentru că aici este o sumă de probleme legată și de destinație, și de prețul pe metru pătrat, pentru că știm că cei care deja au închiriat, dacă am înțeles eu bine, deja solicită fie suspendarea contractelor, ceea ce nu se poate, fie micșorarea, domnul viceprimator, fiind probabil, o să-i spun ce mai bine. Deci, acest lucru s-a aprobat în comisiile de specialitate. Da. Din câte știu eu, punctul A este aproape obiectiv și necesar a fi votat, pentru că noi deja am demarat un proiect pentru realizarea acestui punct. Domnul Cazăciu, punct de informare turistic. Tocmai și în sală. Prin fonduri structurale. Marea mea problemă este și acum, de câțiva ani de zile, domnul primarul știe foarte bine, este vorba de Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului în județul Vrancea, care nici la ora actuală nu are un sediu. Rugămintea mea ar fi, sau aș vrea să întreb dacă acest lucru ar fi posibil, pentru că într-o discuție anterioară, dacă, nu știu dacă domnul primar își amintește, discutam de soluția unirii celor două unități, exact. Punctul de informare cu Asociația de Promovare și Dezvoltare a Județului Vrancea. Cred că va trebui să facem o analiză foarte serioasă și aici va trebui să spun un punct de vedere compartimentul juridic. Noi am închiriat, am fost la licitație, avem încă contract încheiat pe următorii 5 ani. Nu putem veni acum. Mi s-a părut de la început și am spus de la început că este un preț foarte mare, ținând cont că în municipiul Focșani, la acea dată, erau foarte multe spații comerciale goale, libere. Și am venit noi cu asta. Într-adevăr, e bun la central. Dar un singur lucru va trebui să găsim o posibilitate, din punct de vedere juridic, corectă. Ori anulăm contracte de oamenilor acestea, ori vor cere ei și să scoatem, să propunem un alt preț. Asta este destul de equiparat, așa, totuși, din punctul meu de vedere, prețul la aceste. Și va trebui să găsim o soluție, cred. Da. Da. Vă mulțumesc. Poftiți, domnul consilier. Nu trebuie să... Deci, domnul consilier Orcea a ridicat o problemă. De fapt, problema dumneavoastră cred că nu are legătură directă cu proiectul de astăzi. Centrul de informare turistică, deci nu văd de ce să nu colaboreze primăria cu o asociație pe aceeași temă de activitate. Vorbeam de sediul asociației. Păi, nu știu dacă aceste spații ale noastre au fost gândite cu destinație de sedii. Centrul de informare știu că a fost gândit din momentul în care s-a depus proiectul. Dar se putea cu agenție de turism. Poftiți? Deci eu am cumpărat caietul de sarcini din ianuarie anul trecut. Bun, agenția de turism e o activitate comercială, da? Pe când sediul este ce reprezintă un sediu, locul se află birouri, se află și mai departe. Deci, nu. Cred că problemul, ce a ridicat în lui este un lucru bun, dar cred că se poate face printr-un parteneriat cu primăria și dumneavoastră să funcționeze în aceeași locație. Dacă proiectul pe care deja, pentru care deja s-au depus documentele, permite lucrul ăsta. Eu cred că o să fie și în interesul proiectului pe care îl desfășoară primăria cu acest centru de informare, interesul proiectului de a atrage cât mai multe ONG-uri în parteneriat cu primăria pentru definitivarea, să zic, a obiectivului acestui centru. Și nu cred că există niciun
cel puțin juridic, să zic așa, nu cred că o să existe niciun impediment ca această asociație și Banatul chiar, așa să funcționeze în același sediu. Pentru că... A venit chiar... Domnul Cazaciu. Domnul Cazaciu, că aș vrea să ne informeze. Să-și tragă să prezentați problema. Deci, cred eu că e de bun augur să existe acest parteneriat și cred că și problema asociației se rezolvă în acest fel. La vot litera de proiect. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu o abținere, 18 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Supun la vot litera B, poziția a doua. Să spune cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 abțineri, poziția a doua, punctul B, nu a fost aprobat. Supun la vot proiectul în întregimea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat.